Autoritățile spun că acest card este extrem de important și joacă un rol esențial în informatizarea sistemului sanitar. Cu ajutorul lui se vor putea controla mai bine banii din sistem. Fiecare pacient va vedea ce servicii medicale a folosit într-o anumită perioadă, iar astfel vor fi evitate fraudele din sistem. Distribuirea lor va începe undeva după luna octombrie și, cel mai sigur, prin intermediul caselor naționale de asigurări, caselor teritoriale de asigurări sau al Poștei Române. Nici într-un caz prin intermediul medicilor de familie. Nu că nu dorim noi distribuirea cardurilor de sănătate. Nouă ne sunt foarte utile cardurile de sănătate, pentru că atunci când vine omul cu cardul de sănătate, pe el se găsește deja inscripționat dacă este plătitor de asigurări de sănătate, dacă are acceptul de donator de organe și are și grupa sanguină. Cardul de sănătate va avea o dimensiune asemănătoare cu cea a unui card de credit, în interiorul căruia va fi incorporat un chip. Odată primit, acesta va avea o valabilitate de 5 ani. Costul unui card național de sănătate este de 2,2 euro plus TVA. Fiecare asigurat care are peste 18 ani împliniți va primi card național de sănătate. Cardul național de sănătate este un document distinct de cardul european de sănătate și este valabil doar pe teritoriul României. Nu sunt inscripționate pe card tratamentele și nu sunt inscripționate pe card afecțiunile acute, numai afecțiunile cronice care au impact asupra vieții pacientului. După rețeta electronică folosită deja de 50.000 de medici și 6.000 de farmacii, Cardul Național de Sănătate este a doua componentă a platformei informatice din sistemul sanitar, care va conține datele tuturor asiguraților. Urmează dosarul electronic unde se va regăsi istoricul medical al pacientului.